Astăzi, 14 septembrie, în satul Godeanu din județul Mehedinți, a avut loc un eveniment de suflet pentru toți locuitorii comunei. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii înălțarea Sfintei Cruci pe dealul Chiciura. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, fiu al satului Godeanu, a participat la slujbă. Acesta a fost însoțit de un sobor de preoți și au fost întâmpinați cu pâine și sare de către primarul comunei Godeanu, Gheorghe și Sabina Roxana, și câțiva oameni ai locului. Ziua de miercuri, 14 septembrie, a însemnat pentru credincioșii comunei mehedințene Godeanu un prilej de bucurie duhovnicească, ei prăznuind o sărbătoare importantă și anume înălțarea Sfintei Cruci. La baza crucii de pe dealul Chiciura, în apropierea comunei Godeanu, județul Mehedinți, se oficiază de două ori pe an Sfânta Liturghie, în vinerea de după sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, șumarca satului Godeanu, și pe 14 septembrie de înălțarea Sfintei Cruci. Fraților, cuvântul crucii pentru cei care pierd este nebunie, iar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Primarul comunei Godeanu, Gheorghe și Sabina Roxana, este cât se poate de implicată în viața cetățenilor. Aceasta este cunoscută pentru organizarea evenimentelor culturale reușite, prin care promovează cât mai mult portul și tradițiile din zona de nord a județului Mehedinți. Aceasta nu ratează nicio ocazie de a arăta și celor ce nu sunt din zonă frumusețea locurilor natale. Este o sărbătoare extrem de importantă atât pentru biserică ortodoxă, cât și pentru noi, comuna Godeanu. Sunt extrem de mândră, onorată și binecuvântată că Preasfințitul Părinte Nicodim este fiul al satului Godeanu și permanent avem parte de preasfinția sa pentru trenie și Sfânta Liturghie. Și pentru acest lucru nu pot decât să-i mulțumesc Domnului și să spun că noi, cetățenii comunei Godeanu, suntem mai mult decât binecuvântați că astăzi Sfânta Cruce, după cum vedeți, este la Godeanu. Enoria și credincioșii sunt prezenți în număr cât mai mare și asta nu face decât să mă bucure. Această cruce are o însemnătate. Comuna Godeanu a fost exact ca și COVID. A fost o ciumă, se numește ciumarca. Și toți locuitorii comunei Godeanu și din zonele limitrofe au fost loviți de o boală, boală care a făcut ca femeile să rămână cu copiii acasă și cu animalele, iar bărbații să meargă să se lupte. Această boală a nimicit foarte multe vieți omenești și animale și femeile, mamele cu copii, pe acest deal, dealul Chiciura, aici unde ne aflăm astăzi, nu au făcut decât să creadă în Dumnezeu, să se roage zilnic ca această ciumă, ca această malarie să plece din comuna Godeanu și statele limitrofe și să fie sănătoși și liniștiți. De aceea, noi păstrăm tradiția și obiceiul. Îi mulțumesc Preasfințitului Părinte Nicodim, mulțumesc Episcopiei Severinului și Strehaiei, îi mulțumesc tuturor duhovnicilor care astăzi sunt prezenți, pentru că eu personal, împreună cu doamna directora școlii primare și Roca,
transmitem decât tradiție, folclor, element comun. Crucea a fost ridicată în memoria mamelor eroine care au rămas văduve în timpul războaielor, dar și pentru a marca locul unde cu 6 secole în urmă, credincioșii din satele apropiate se adunau la rugăciunea instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana pentru izbăvirea de ciumă. Astăzi, pentru toți cei ce și-au pierdut viața, a fost oficiată și o slujbă de pomenire. Odihnește sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertit, pe câmpurile de luptă, în labere și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și unitatea și demnitatea poporului român. Și te rugăm pentru sufletele adormiților robilor tăi, strămoși ai noștri care au trăit în județul acesta și pe care n-are cine să-i pomenească. Odihnește în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Sfintele slujbe au fost oficiate de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, având alături un ales sobor de preoți și diaconi. Cu ajutorul bunului Dumnezeu ne-am deplasat aici, pe dealul Chiciora, din satul Godeanu, comuna Godeanu, deal ce are o înălțime de aproximativ 750 de metri. La baza acestei cruci ridicate, cruce ce măsoară aproximativ 34 de metri, am oficiat Sfânta Liturghie și, de asemenea, în timpul parastasului ne-am rugat pentru toți eroii neamului nostru, eroii pe care i-a dat județul Mehedinț și, de asemenea, ne-am rugat și pentru toți strămoșii noștri care a trăit pe aceste binecuvântate și frumoase plaiuri ale Mehedințului, strămoși care au suferit de pe urma războaielor, au suferit datorită cotropitorilor, dar au suferit mult părinții care și-au pierdut copiii, cărora le-au fost uciși în timpul războaielor copiii și nu li s-au mai întors acasă. Ne gândim și ne rugăm pentru toate văduvele de război de-a lungul secolelor care au trăit și și-au purtat crucea vieții pe aceste meleaguri și de asemenea și pentru copiii orfani. Dumnezeu îi știe pe toți, datoria noastră este să-i pomenim, să ne rugăm pentru ei. Este un prilej de sporire duhovnicească pentru toți credincioșii care au venit de aproape sau mai departe ca să se roage la acest loc înalt. Și Domnul Iisus Hristos a mers de multe ori la loc înalt și a plecat genunchiul și s-a rugat. Având în inimă exemplul Domnului Hristos de a se ruga și mai ales purtarea crucii, jertfa sa pe cruce, sângele său care s-a vărsat peste craniu, peste căpățâna lui Adam pe Golgota, să ne fie și nouă un imbold de a spori mai mult în rugăciune, de a ne ruga mai mult, de a căuta să fim cât mai aproape de El și cu gândul la toți ai noștri care au plecat, știind că viața aceasta este scurtă. Această prăznuire, prin însemnătatea ei liturgică și prin solemnitatea manifestărilor desfășurate lângă crucea ce străjuiește comuna Godeanu și împrejurimile, reprezintă un reper duhovnicesc de mare importanță pentru întreg Mehedințiul. De asemenea, acest eveniment nu ar fi fost posibil fără implicarea primarului comunei Godeanu, Gheorghe și Sabina Roxana, sprijinită de alți câțiva oameni ce doresc păstrarea și conservarea cât mai bună a tradițiilor. Să ne spuneți, vă rugăm frumos, cine a contribuit la această acțiune? La această acțiune a contribuit, în primul rând, preasfințitul părinte Nicodim,
Preotul paroh al Comunei Godeanu, domnul Nicolae Oproiu, care pe această cale vreau să-i mulțumesc din tot sufletul pentru implicare și pentru organizarea ireproșabilă. Doamna director de la școala primară Șiroca, angajați din partea aparatului administrativ, cetățeni din Comuna Godeanu. Cei prezenți au fost bucuroși de evenimentul organizat. Totodată, aceștia se simt binecuvântați de faptul că pot participa la ceas de sărbătoare, la Sfânta Liturghie, slujită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei. Cum vi s-a părut astăzi Adealul Chicira? Foarte bine, eu sunt născut aici, pe meleagul este aici, acolo, undeva la 100 de metri se făcea din 1 mai distracție mare, frumoasă. Și acum s-a făcut aici, în locașul ăsta, această troiță, unde venim an de an la această sărbătoare. Vă bucură faptul că se organizează această sărbătoare la un nivel înalt? Da, suntem consătieni de aici, născut aici împreună cu părintele Nicodim și suntem tare bucuroși pentru această sărbătoare. O zi minunată, foarte minunată. Preasfințitul Nicodim ne face mari bucurii. Venim aici și să ne facă slujbele acestea sfinte. Asta e singura noastră fericire, mai ales care suntem singuri. Când vine Dumnealui și ne face slujbe și preoții din parohie. Observ că purtați un costum popular foarte frumos. Aici în zonă se păstrează tradițiile. Da, le mai păstrăm, sunt vechi, al meu e foarte vechi. Cred că are aproape de 100 de ani. Da. Înălțarea Sfintei Cruci este prăznuită pe data de 14 septembrie. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci. Aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335 și aducerea Sfintei Cruci de la persii paganii în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului.